Bun găsit, oameni buni, într-un nou episod aici alături de George. George este rața mea și am să vă rog să îl salutați cu respect. Astăzi reacționăm la Regina Cumpărăturilor. Noi am mai reacționat odată și episodul poate fi găsit în playlist-ul pentru membri. A fost Caterinca, deci chiar a fost Caterinca, poate prea mult. Când vine vorba de haine, sunt mult prea răutăcios. În fine, să sperăm că și în acest episod ne vom distra. Hai să dăm mare like, să vedem cine așteaptă în acest nou episod. Suntem aici cu o domnișoară care să vedem câți bani primește. 900 de lei, și asta este suma, cât bănuiam. Chiar aveam o bănuială de genul ăsta, deci e perfect. E în general cât cheltuie și eu când merg la cumpărături, nu fac probleme. Bun. Și eu mă simt prost când dau 300 de lei pe o pereche de bluși care mă țin 5 ani? O să fie ok. De fiecare dată cheltuiești atât? Înseamnă că se câștigă bine ca student. Ei, studentă și cheltuiești atât? Eu nu m-am născut în familia potrivită, prieteni. Mici greutăți aici, dar sper să se rezolve. Oricum, shopping întotdeauna este o plăcere și o plăcere merită orice sacrificiu. Sper să fac cea mai tare ținută, vreau să câștig, sunt pusă pe treabă. Mă, sincer, eu mă aștept să câștige, ținând cont că e obișnuită să dea mulți bani pe haine și cumva are experiență. Am ajuns aici. Ia să vedem care e povestea. Ia, care este tema acestei zile? Starea de rebelion. 120 de minute. Dar stai un pic, pentru ce le mai dă plicuri? Că la efectiv la toate fetele din concurs le-a dat 900 de lei buget și toate au ca temă seara de revelion. Pentru ce? Ultima mea seara de revelion. Am luat acum greu moment. Ia să vedem. Nu mă știu cu revelionul. În ce an suntem? L-am făcut în Madrid. L-am făcut la un restaurant. Gata. Nu mai ne-am făcut revelionul. Eu nu mă las asta, că în continuu mă faceți să simt sărac. Eu nici nu țin minte un revelion pe care să nu-l fi făcut cu Dan Negru, adică la modul ăla, că... Ok, hai să încercăm să reconstituim povestea frumoasă din seara de revelion acum. Madrid, Don Juan, pe cai albi, sangria, paella, hai să vedem cum e... Paella! Buenos dias, we are looking at how to pronounce the name of this famous iconic dish from Spain. Eu mor când, deci când aud cuvântul ăsta iconic, iconice sunt icoanele și atât. So how do you go about pronouncing this with the typical Spanish pronunciation? It would be paella, paella. A meritat să-mi pierd un minut din viață doar ca să-mi demonstrez că am avut dreptate. În principiu mi-aș dori roche, o roche lungă, cu spatele gol, să spunem, sau să scoată ceva în evidență, poate o crăpătură pe un picior, un pantof cu toc înalt, un plic simplu. Până acum are gusturi bune, îmi place de ea. Nice. Genul casetă, un accesoriu masiv, dar unul singur și suficient. Un coc, poate, sau părul lăsat lejer. Am foarte, 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 foarte multe idei. Trebuie, mă inspir mai bine văzând. Trebuie să văd. Îmi aleg acolo mai bine. Așa, primul magazin. Hai să vedem ce găsim. Deja am văzut o geantă, dar cred că... De-aia e singură tot mall? Vă auziți cum urlă? Adică, efectiv, deci haideți să vă arăt aici camera mea. Aici am șifonierul, aici am așa. Mie efectiv rușine să intru în magazinele mici din mall. Știți magazinele alea mici? În care nu poți să intri fără să trebuiască să saluți femeia de acolo și ea să te întrebe cu ce te poate ajuta. Pentru interacțiunea socială eu refuz să mai intru în magazinele alea, pentru că, bă, n-am chef, lasă-mă în pace. Mă duceam în piață dacă aveam chef să interacționez cu oamenii. În moment aș accesoriza rochia asta cu un colier masiv la baza gâtului, să pun în evidență gâtul, să zicem... Apoi iartă-mă, dacă pui un colier masiv îți pune în evidență ceafa, că ceafa trebuie să suporte toată greutatea unui colier masiv. Îți pune în evidență cârca, nu îți pune în evidență gâtul. Ceva de genul acesta, ia să vedem. Da, 50 de ron, este perfect. Trebuie să-l scot de aici, cred. Așa, gata. Nici măcar nu mă interesează ce urmează să zic astea la alte. Mie îmi place. Nice. Rochia neagră îmi place foarte mult.
este foarte elegantă și este foarte bine pusă în valoare de acel detaliu, accesoriu de la gât, lănțișor. Pentru prima țintă probată pot să spun că e ziua mea norocoasă, chiar îmi place, e ceva ce mi-aș lua pentru mine, aș purta în ziua de zi cu zi. Auriu îmi place, este culoarea mea preferată. Îmi doream o rochie care să arate spatele gol sau o crăpătură cu picior. Am găsit-o din prima, foarte, foarte, foarte tare. O rochiță neagră, lungă, cu crepeu, e superbă rochia. Și crepeu? Ăsta e cuvânt sau l-ai inventat? Stai, crepeu. Cuvântul crepeu nu este de... Învață să vorbești! Este și bine și eu m-aș vedea într-o rochie ca aceea la un revelion și îmi place că și-a accesorizat-o cu mai multe lănțișoare. E super rochia, îmi place și accesoriul, îmi place tot. Îmi place decolteul adânc pentru că este ceva ce întoarce privirile oricând și îl port. Un decolteu adânc nu întoarce priviri. Ca să întorci privirea, înseamnă ca persoana aceea să treacă de tine și să te întorci așa. Când te întorci așa, vezi fundul. Când ai cum să te uiți la decolteu. Dar în rest, da, sunt de acord cu ea. Adică mie îmi place. Mie îmi place. E foarte, foarte inspirată ținuta. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult cum cade aici. Îmi place foarte mult că accentuează zona decolteului. Dă foarte bine cu plicul, dă foarte bine cu roche leagră lungă. Este o apariție glam, așa cum... Sincer, nu accentuează foarte mult. Cred că nici nu interesează pe cineva în afară de femei, evident. Dar e auriu, pielea e galbenă, nici nu se vede. Zici că efectiv și-a pus perdea cu zăbrele în aia, știți? Magazinele alea mici de la colț care să nu intre muștele și au zăbrele. De aia și-a pus ea de la gât. Aș fi dorit eu. Este o adevărată divă, ca să spun așa, într-o rochiță lungă și decoltată și cu... crăpătură destul de mare pe picior. Eu cred că e fake asta. Domnișoara asta e o femeie care a intrat într-un magazin și prima rochie pe care a văzut-o și-a cumpărat-o și vine perfect. Claciul ei se potrivește de minune cu acel colier pe care l-are la gât. Ce pot să spun? Este o apariție. Singurul lucru care nu-mi place și care nu se potrivește este geanta. Aș fi preferat un plic mult mai mic, s-ar fi asortat foarte bine cu ținuta. Așa că păstrăm rochia, colierul, care, vedeți, arată extrem de bine. Da, eu sunt de acord. Mergea o geantă mai mică. Eu nu știam că eu și cu Andreea avem gusturi la fel, dar nice, Andreea. Bine, mai puțin la Tudor Kiril. Eu nu m-aș fi combinat vești cu Tudor Kiril. Adică, haide măi, Andreea. La unui picior sau dacă este o roche care acoperă foarte mult partea de sus, să lase picioarele la vedere, nu știu, o lungime mini, să spunem, ceva de genul acesta. Aaa, cum de n-am văzut-o? Era aici pitită după colț. Să nu zici că te duci la mizeria aia, Roz. Deci ăia zici că sunt chiloții lui bunica. Bine, rozul, mai ales acest roz boom, siclam, nu face parte din gama mea de culori preferate, care consider eu că mă avantajează. Păi și atunci pentru ce te uiți la mizeria, că e absolut grețoasă, măi? Dar... accesorizată cu ce trebuie, cu ceva foarte finuț, de bun simț, pentru că deja este mult, este o culoare aproape neon, cred că... Cred că am putea face, cred că ne-am putea înțelege bine împreună. Vai, nu pot să cred! 50 de ron? Pe bune? Da, băi, serios, acum iartă-mă, dar aia nu-i nici deprimit. Este rochie cam urâțică, care mi se pare că n-are nicio formă și nu o pune în valoare. Nu aș văzut-o totuși în culoarea asta. Cum nu? Dacă mergi și-ți faci revelionul la țară, păi de-aia e rochia ideală ca să fii în trend cu toate doamnele de acolo. Are și mâinile așa, e perfectă. Mi-a plăcut un nude bej, un gri, un negru, nu un avantajează alb. Îmi place că ținuta aceea mov, rochița aceea mov cu lanțuri, trebuia să-și pună totuși o... Ce a zis, mov? Ăsta e mov? Eu nu mă pricep la culori, dar să mă bată mama dacă ăsta e mov. Putin, nu-mi place că îi se văd sânii. Și repede ești geloasă, măi! Repede ești geloasă și invidioasă și geloasă și invidioasă. Ia vezi de treabă. E mai sexy, cred că merge mai în club. Merge, o să meargă în club cu ținuta aia. Dar totuși e puțin cam sexy. Îmi place partea. Dar și care e problema, măi? Deci care este problema? Eu nu înțeleg până la urmă. Toate mi s-au părut extrem de frumoase. Mă rog, toate cu excepția uneia singure. Și mie la fel, chiar mi-a plăcut foarte mult. Ce cămașa aia, fata mea? Ce, unde te... Măi, fată, dar știi, ești la televizor, măi, ce cu maiou ăla, cu guler, cu mileu ăla la buni. Ok, deci a rămas prima rochie până la urmă.
Ok. Când ai intrat... Dar și-a schimbat lănțișorul. Nu mai e ăla auriu care nu se vedea pentru că avea aceeași culoare cu pielea. Nice. Nice. Pe podium, da, a fost o apariție, mi-a plăcut. Mi s-a părut foarte frumoasă rochea, o adevărată apariție ea. Nu-mi place părul, adică e zici că și-a prins părul, urmează să facă niște gogoși. Lasă-ți mă, fată, părul desprins să fie frumos așa. Am fost drăguță, sexy. Înțeleg că e revelion și că trebuie să fii spectaculoasă, că e normal, doar că era prea dezgolită. Ce să zic, femeile între ele normal că o să fie invidioase. Mi s-a părut foarte sexy piciorul la vedere, dar... Aia e bluză. Deci zici că e zidul de la garajul lui bunicu, tot așa cu zgrumțuri din ăla, cu gri așa cu... Deci mă, fată, dați împrumutam eu un pulover ceva de la mine, că găseam ceva împreună, te uiteai în dulap. Îmi place lanțul, e extravagant. Ce apariție la sexy. Tine. Mulțumesc. Unde te-ai duce îmbrăcat așa? La pescuit. La pescuit s-ar duce îmbrăcat așa. Nu-i ca și cum de 15 ori a fost menționat până acum în emisiune și în platou și separat că e pentru noaptea de Revelion. La un restaurant. V-am zis fetelor că la un restaurant. Îmi place super mult. Totul e... A, unde e noaptea de Revelion? Că există mai multe tipuri de locații. Nu că și eu sunt prost. Ok, nu. M-am prins. Acum, da. Foarte bine gândit și foarte frumos. Să stă foarte bine. Sandalele, poate că dacă ar fi fost altfel, dar îmi place. Da, altfel, și eu am încercat să găsesc o culoare mată la sandale, dar n-a fost să fie. Da, oricum e foarte bine ales totul. Da, îmi place modelul mult. Sandalelor. Deci rochie 119, sandalele 360? Claci? Ce căcat e la claci? Ai vrut să o copiezi pe Angelina Jolie? Da, am încercat, nu știu. Hai că e cringe, hai că nu mai pot, hai că oricum nu se mai întâmplă nimic în emisiune. Stau fetele, sunt astea, doamne, 3 dintre ele mi se pare că sunt pic cam invidioase și în fine, s-ar omor din priviri, s-ar ucide. Bine, o să ne oprim aici, mulțumesc tare mult pentru alte sugestii, vă aștept în descriere, aveți toate detaliile unde mă găsiți. Nu uitați de subscribe dacă încă n-ați dat, sunteți mulți care n-ați dat subscribe, adică mi se pare că bă. I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna pop, turn around, dance.